Salutare! Este data de 11 august și pentru doamna Elena este o sărbătoare. O bucurie mare! Da, avem admis la examen, la traseu și totodată deja aveți și semnul ăsta de sfânt. Da. Exact! Vă felicităm! Mulțumesc! Întreg colectivul școlii de șofer. Vă mulțumesc și pentru răbdarea și pentru și domnii instructori. Pentru răbdarea care au avut-o cu mine, care poate era să mă dea jos din mașină. Nu chiar așa. E bine, glumesc. Okay. Dar nu trebuie să vă pierdeți încrederea. Trebuie să mergeți înainte, indiferent cât de greu este. Cum credeți că nu aveți încredere în voi sau aveți emoții, dați-le deoparte, prindeți încredere, luptați, învățați și mergeți înainte și veți reuși. Bravo. Eu azi am avut emoții, dar le-am lăsat, ori le-am ținut ascunse acolo să nu mă deruteze și în final am reușit. Am avut totuși încredere în mine și sprijinul lui domnul Arthur și a instructorilor am ajuns aici. Bravo. Vreau să vă mulțumesc pentru tot. Nu m-am așteptat chiar. Dar îs foarte bucuroasă. Nici nu aveți cuvintele, da? Da, nu vine să credă încă că am ajuns la vârsta care o am nozit, că am ajuns să iau ceea ce îmi doresc, poate trebuia mult mai devreme, dar niciodată nu-i târziu. Bravo. Așa că vă încurajez și pe voi să aveți încredere, putere, să luptați și să ajungeți unde, ceea ce, unde vă doriți, totul o să fie bine. Mulțumim frumos. Dar, doamna Irene, dacă ar fi un sfat, un singur sfat, dacă cu siguranță colegii noștri, colegii voștri și mulți alți elevi care sunt de la alte școli, probabil sunt în starea asta înainte de examen. Un singur sfat, care le-ați dacă? Să n-ai emoții! Dar cum să nu am emoții dacă sunt viu? Să aibă încredere în ei, cum să poată. Cum să am încredere că o să poată? În ceea ce au învățat, în ceea ce au... Învățat la școală, învățat, dar, ce-au cules pe tot parcursul unde au mers, ce-au învățat la instructori, ce-au prins de pe trasee și... Repetarea întotdeauna. Mama. Și înțelepciune. Dar întotdeauna să nu se lase distanță foarte mare între examen, adică să nu fie o pauză mare. Să fie cât de cât, măcar, de exemplu, cum e 2-3 luni, să spui, să aștept. În alea 3 luni, măcar pe lună, 2-3 ședințe pe lună, să le puteți lucra, pentru că vă spun, pe propria mea piele, zic așa, mi-a fost foarte greu, pentru că au fost 3 ședințe înainte de examen, pe o pauză de aproape 3 luni și a fost foarte greu. Foarte greu să-mi le memorez, să le aduc înapoi, și asta le sfătuiesc. Îi sfătui să nu lase mult distanța până la examen, să facă decât atunci o ședință sau două, că este foarte greu. Este foarte greu. Așa felicitări încă o dată. Îi sfătuiesc să meargă, să facă cât succes. O ședință, două, și o să reușească. Și le urez la toți cursanții mult succes, încredere în voi și până la final. Luptați până la final. Succes, siguranța din primul kilometru. Da. Pa, pa.